Bună ziua! Sunt astăzi într-o vizită în frumosul și renumitul județ Maramureș și voi reveni imediat la detalii legate de vizita mea, dar dați-mi voie la început să fac câteva observații legate de situația generală din țară. Pandemia, din păcate, este o îngrijorare din ce în ce mai mare pentru noi. Ați văzut cu siguranță datele. Din păcate, astăzi am trecut efectiv de 10.000 de persoane nou infectate și am prevăzut această situație încă de aseară. Împreună cu guvernul am decis noi măsuri care au fost bine gândite, măsuri ferme, care vor fi aplicate începând de luni, deci de săptămâna viitoare, măsuri care sunt gândite pentru a încetini semnificativ extinderea pandemiei, deci care sunt gândite pentru a încetini efectiv răspândirea virusului în populație. Sunt măsuri care cu siguranță vor duce la o încetinire a răspândirii virusului, măsuri care ne afectează pe toți, dar în astfel de circumstanțe de pandemie trebuie să fim uniți, noi toți, să fim o echipă, toți românii să fim o echipă și în final să trecem cu bine peste această pandemie. Multe din măsurile care au fost decise ieri au fost așteptate, de fapt, și pot să vă asigur că toate aceste măsuri au fost discutate cu experți, cu specialiști și așteptăm, sigur, primele rezultate abia peste 2 sau 3 săptămâni. Toate aceste măsuri care au fost discutate și vor fi puse în practică astăzi, mâine, poimâine, sunt măsuri care necesită un timp suficient de lung pentru a produce rezultate. Astăzi am venit în județul Maramureș, având în vedere că mai sunt doar puține zile până la 1 decembrie, ziua noastră națională. Și am vrut să subliniez, chiar și în condiții de pandemie, importanța românilor care au luptat pentru unire. Am redeschis muzeul care se găsește în casa lui George Pop de Băsești, un mare român, un mare luptător pentru drepturile românilor din Transilvania, fost președinte al Marii Adunări de la Alba Iulia. Aceste lucruri trebuie să le știm și trebuie să ne amintim de ele, fiindcă ziua națională semnifică acea zi glorioasă în care Transilvania s-a unit cu țara și s-a format România Mare. În final, dați-mi voie să vă reamintesc că astăzi este prima zi de campanie electorală. Cu această ocazie mă adresez candidaților, voluntarilor, echipelor de campanie în general și le solicit să respecte cu sfințenie măsurile care au fost impuse pentru a face posibilă și în pandemie această campanie electorală. Le solicit să fie exemple pentru toți românii de cum trebuie să se poarte
în pandemie, cum trebuie respectate normele, norme care sunt gândite pentru a ne proteja reciproc. Este nevoie, din păcate, de măsuri foarte speciale și sunt foarte hotărât să urmăresc cu mare atenție cum sunt ele respectate. Aceste măsuri sunt necesare pentru a ne proteja, pentru a proteja sănătatea românilor, pentru a reduce răspândirea pandemiei, pentru a permite medicilor să se ocupe de cei care au forme grave de boală, dar și de oamenii care, din păcate, au alte boli și ajung la spital. În același timp, aceste norme trebuie respectate și dacă lucrurile sunt făcute bine, atunci avem șansa să ne și protejăm, să și funcționeze economia și să ducem o viață, noi toți, cât de cât apropiată de normalitate. Eu sunt foarte bucuros că am ajuns astăzi aici, în județul Maramureș, în afară de vizita la muzeul care a fost redeschis. Am fost la Consiliul Județean. Aici, în Maramureș, ați ales un nou președinte, un om tânăr, competent, energic, domnul Ionel Bogdan, care este foarte hotărât să transforme județul în sensul cel mai pozitiv. Am cunoscut și echipa de vicepreședinți, oameni tineri, dedicați muncii și le doresc tuturor pentru Maramureș mult succes. Dacă aveți două, trei întrebări. Eu, de la Antena 3. La microfon, vă rog, da? După alegeri, e posibil să intrăm în lockdown sau nu? Eu cred că măsurile pe care le-am decis împreună cu guvernul sunt măsuri destul de ferme ca să ne permită și să avem campanie, să avem o viață cât de cât apropiată de normalitate, să avem alegeri în siguranță și să continuăm după alegeri fără să intrăm în faze de așa numit lockdown. Deci, încă o dată, fără să intrăm după alegeri într-o fază mai gravă de lockdown. Bună ziua, Nicoleta Cherecheș, eu TVR. Domnule președinte, pic mai tare, vă rog. Domnule președinte, de ce credeți că măsurile la nivel local au eșuează sau au eșuat și au fost necesare aceste măsuri la nivel național? Am observat cu toții că, din păcate, în ultimele săptămâni, numărul de bolnavi care au apărut în fiecare zi suplimentar a crescut rapid. Am avut 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 9.000, iată, astăzi suntem peste 10.000. Asta ne-a arătat că măsurile care au fost luate și în plan național, măsuri bune și în plan local, totuși nu au fost suficiente. Și de aceea au fost inițiate și sunt în curs de a fi decise de guvern noi măsuri, măsuri mai ferme, măsuri care vor fi aplicate peste tot și care vor contribui la încetinirea răspândirii pandemiei. Ioana Mihalca, Digi24. Domnule președinte, de ce ați decis închiderea piețelor în aer liber în timp ce supermarketurile rămân deschise? Întrebarea este, nu vă este teamă de o supraaglomerare? Toți oamenii care mergeau în piețe să se îndrepte acum spre supermarketuri, plus problema agricultorilor care rămân fără sursă de venit. Mulțumesc că ați ridicat această problemă. Aseară am vorbit despre măsuri mai degrabă generic, mai ales eu în deschiderea ședinței de guvern
Și într-adevăr am vorbit despre închideri de piețe și târguri, însă discutând mai în detaliu cu guvernul aceste chestiuni, am ajuns la concluzia că probabil soluția cea mai înțeleaptă ar fi să se închidă piețele care sunt în spații închise și să se lase să funcționeze, dacă lucrurile nu se agravează, piețele în spații deschise, fiindcă este toamnă, sunt mici agricultori care acum vor să vină să-și vândă produsele, este perioada în care foarte mulți români își fac proviziile pentru iarnă și atunci piețele în spații deschise, deci piețele tradiționale țărănești, vor rămâne deschise. Sigur, și aici trebuie respectate cu sfințenie toate normele, vor fi evident verificări și acolo unde vedem că nu se poate, vom lua măsuri mai dure. Bună ziua, Leontin Cupar, Agerpres. Domnule președinte, în cazul supraaglomerării spitalelor din România, se are în vedere și transferul unor pacienți în stare gravă în străinătate? Mulțumesc. Am discutat această variantă cu Ministrul Sănătății și chiar dacă în momentul acesta în România există spațiu și la terapie intensivă și locurile pentru bolnavii care nu au încă forme foarte grave, am inițiat deja câteva contacte cu alte state cu care avem relații speciale și sper să nu ajungem acolo, dar in extremis, da, avem contacte și le vom valorifica. Vă mulțumesc! Vă doresc tuturor multă sănătate!